Conducerea Consiliului Județean Suceava a anunțat că va da startul evenimentelor dedicate centenarului pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei. Președintele Gheorghe Flutur a prezentat în premieră sigla aniversară pentru marcarea celor 100 de ani care au trecut de la Marea Unire. Sigla cu care vrem să întâmpinăm unirea Bucovinei cu țara, deci Bucovina 100, este vorba de această sigla pe care o vedeți aici. Am prezentat-o ieri și Comisiei de Organizare a Centenarului și vrem la intrarea în județ, dar și pe clădiri publice, în mod elegant, civilizat, corect și legal, să amplasăm această siglă. Gheorghe Flutur a prezentat și programul pentru Ziua Bucovinei. Vom avea ședința solemnă de sărbătorire, de evocare, cu momentul de evocare. Sper să finalizăm, să inaugurăm și să sfințim sala Bucovina de aici din față, la acea dată. Intenția pe care o anunț astăzi public este să propun Plenului Consiliului Județean acordarea de titlu de cetățean de onoare domnului doctor cercetător Mihai Ștefan Ceaușu, cel care a scris istoria Bucovinei și foarte multe cercetări în domeniul istoriei Bucovinei. Este cercetător al Academiei Române, rădăuțean de-al nostru. De asemenea, vom avea o lansare de carte, Flondor, Bucovina și România Mare. Fica lui Iancu Flondor vine cu această propunere și vom face o lansare în prezența lui Grigore Leșe la Teatrul Matei Vișniec, o lansare a acestei cărți, Bucovina, Flondor, Bucovina și România Mare. Tot pe 28 noiembrie 2017 se vor aprinde și luminițele de Crăciun din zona centrală a Sucevei.